Bună ziua, vorbim astăzi despre pensionarea anticipată sau pensionarea anticipată parțial. Care sunt condițiile? Care sunt penalizările? Specialiștii portalului Codul Muncii ne spun următoarele. Condițiile în care o persoană poate beneficia de pensie anticipată sunt prevăzute la articolul 62 aliniatul 1 din legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și anume. Trebuie să fie cel mult 5 ani de zile înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare și realizarea unui stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de această lege. Prin urmare, legea nu impune condiția unui stagiu minim de cotizare de 38 de ani, ci realizarea unui stagiu de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare, așa cum este prevăzut de lege. Legea 263/2010 nu prevede aplicarea unui procent de penalizare în cazul pensiei anticipate, articolul 62 alineat 4 din acest act normativ, stabilind și anume că pensia anticipată se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limita de vârstă. Condițiile în care o persoană poate beneficia de pensie anticipată parțial sunt prevăzute la articolul 62 aliniatul 1 din legea numărul 263/2010 și trebuie să îndeplinite cumulativ următoarele condiții. Cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare și realizarea stagiului complet de cotizare sau depășirea acestuia cu până la 8 ani. Potrivit articolului 65 aliniat 4, cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limita de vârstă, care s-a cuvenit prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare până la împlinirea condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă. Astfel, legea 263/2010 prevede aplicarea penalizării numai în cazul pensiei anticipate parțial. Stagiul complet de cotizare, după cum prevăd normele metodologice de aplicare a legii 263, la articolul 48, este cel prevăzut în anexa numărul 5 sau, după caz, în anexa numărul 6 la lege, în funcție de sexul persoanei, masculin sau feminin. Spre exemplu, potrivit anexei 5, pentru o persoană de sex masculin născută în luna ianuarie a anului 1950, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani. Această persoană putea beneficia de pensie anticipată la împlinirea vârstei de 60 de ani, în condițiile realizării unui stagiu de cotizare de 43 de ani. Dacă a realizat un stagiu de cotizare mai mare de 35 de ani, dar mai mic de 43, putea beneficia de pensie anticipată parțial la împlinirea vârstei de 60 de ani. La stabilirea stagiului complet de cotizare, stagiul de cotizare în specialitate, precum și la determinarea punctajului mediu anual în cazul pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, nu se iau în considerare perioadele asimilate, respectiv perioadele în care o persoană a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar organizat potrivit legii pe o durată normală a studiilor respective cu condiția absolvirii acestora cu diplomă, a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau împrizonerat, a fost elev al unei școli militare, școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din Sistemul de Apărare Națională, Ordine Publică și Siguranță Națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din Sistemul Administrației Penitenciare, cu excepția liceului militar.